la Cristi Popovici, care este în, în Ucraina, într-o zonă instabilă în acest moment. Harkovul este o zonă, Cristi, în care luptele se duc destul de serios. Și seara e bine ca voi, jurnaliștii, să vă retrageți către, către zona de adăpost. Pentru că se lasă seara, ne vedem, iată, în debutul emisiunii și ne explici cât, cât de complicată e situația de acolo, în acest moment. Ce diferență, Sabina, între Kievul, unde am stat zilele trecute, și Harcovul de astăzi, la 35 de kilometri de granița cu Rusia, un oraș înghețat și la propriu și la figurat, în minus 10 grade Celsius este beznă, beznă absolut peste tot, tot orașul un oraș foarte mare, al doilea, cel mai mare oraș al Ucrainei, peste un milion de locuitori, însă este întuneric peste tot și foarte multe clădiri distruse, ca aceasta pe care se chinie Costi să vă arate în imagini. Este una din clădirile distruse de bombardamentele rusești în acest an de război, pentru că asta fac rușii aici la. Uh, la 30 de kilometri portare de graniță bombardează. Neîncetat se aud și în îndepărtare pe linia frontului. Chiar în această dimineață au fost cel puțin patru explozii auzite aici în oraș, undeva la vreo 10-15 km de centru orașului suntem, dar tot este un cartier din Harkov. Sunt zile complicate pentru ucrainienii care locuiesc aici și sunt, o să rog pe Costi să încerce să vă arate, se vor vedea doar câteva luminițe. Sunt oameni care stau în blocurile acestea fără căldură, fără electricitate, au doar niște generatoare, sunt câteva lumini în apartamentele respective, cât să, să se aprindă un bec sunt aceste generatoare. Sunt oameni care refuză să plece Sabina din zonele acestea, chiar dacă pericolul este unul uriaș. Iar pe linia frontului se așteaptă ucrainienii ca pe 23-24. Mâine, mine, da? Se face anul de război. Aceste bombardamente să se intensifice în fiecare zi. Astăzi au fost la Bahmut foarte multe explozii auzite, dar și în sudul Ucrainei, în Herson, în jur de 18 localități care au fost bombardate doar în ultimele 24 de ore. Situație complicată. Spun ucrainienii că rușii așa vor continua și în perioada următoare. Nu se așteaptă la un asalt. Că la începutul războiului, cum au încercat să cucerească Chievul, dar și Harcovul, ne-au ce mai aminte. Harcovul a fost cam jumătate cucerit de ruși, însă, în toamnă au reușit forțele armate ucrainene să îi împingă, să împingă din zonele acestea. Au rămas clădirile fantoma, au rămas foarte mulți refugiați. Din Harcov au plecat spre Niepră și mai departe către Kiev câteva sute de mii de locuitori de aici. Însă, în continuare, sunt oameni care rezistă, sunt oameni care acceptă această situație, vor pace, am apucat să stăm de vorbă un pic cu cei care sunt în localitate, în oraș i-am întrebat efectiv de ce nu pleacă, de ce își riscă viețile stând într-un loc atât de periculos și au spus că fie nu au unde să se ducă, deși na, sunt foarte multe oportunități pentru, pentru refugiați, fie spun că așteaptă ca armata ucrainiană să termine războiul, să câștige războiul în acest an. Sunt extrem de încrezători, mai ales după ce au văzut vizita președintelui american Joe Biden de la Kiev de acum două zile. Sunt convinși că Ucraina va fi sprijinită în continuare, vor primi ajutor financiar în primul rând, dar așteaptă cel mai mult ajutorul militar. Cristi Popovici și Costi Pahonțu, mulțumim pentru această transmisiune în direct. Vedem care este situația, iată, acum în Harcov. Cristi și Costi sunt din prima zi a războiului. Acolo, pe front, ne pot aduce cea mai bună imagine, să spunem, a evoluției lucrurilor, ce s-a întâmplat în urmă cu un an, cum s-au schimbat, să spunem, abordările armate.